Clausoane și Nicolae Ciucă, mesaj pentru armată de ziua Forțelor Terestre Române, cei doi au anunțat creșterea bugetului pentru apărare la 2,5% din PIB. Ziua Forțelor Terestre se celebrează de Sfântul Gheorghe. Anul acesta, sărbătoarea a fost mutată două zile mai târziu pentru a nu coincide cu sâmbătă mare. Premierul Nicolae Ciuca a avut un mesaj special pentru foștii săi colegi din armată cu ocazia Zilei Forțelor Terestre. La această sărbătoare onorăm sacrificiul militarilor care s-au jertfit în luptele împotriva celor care au atentat la independența României și îi punem la loc de cinste pe toți eroii căzuți la datorie în teatrele de operații din Europa, Africa sau Asia. La acest aniversar vă felicit, dragi militari din Forțele Terestre, pentru modul în care ați dus la îndeplinire toate misiunile încredințate. Vă urez sănătate și împliniri în plan personal și profesional, oriunde, oricând la datorie. De asemenea, Nicolae Ciucă a vorbit în mesajul său și despre războiul din Ucraina, care i-a determinat pe oficialii români să-și îndrepte atenția mai mult ca niciodată asupra securității propriei țări. Astfel, bugetul Ministerului Apărării Naționale a fost crescut cu 2,5% din 2022, fapt ce le va permite militarilor să se pregătească mult mai bine pentru protejarea statului lor. Creșterea bugetului a fost confirmată și de Claus Iohannis, care a menționat că decizia este o prioritate strategică pentru România. Consolidarea capacității de apărare reprezintă o prioritate strategică pentru țara noastră, așa cum rezultă și din decizia de a crește cheltuielile pentru apărare de la 2% la 2,5% din PIB începând de anul viitor. În aceste condiții, forțelor terestrele revine un rol important în creșterea capacității operaționale a armatei noastre, fiind necesar un efort constant și susținut pentru instruirea intensivă și eficientă a unităților militare în condiții complexe, inclusiv în mediu aliat, se arată în mesajul președintelui.